După ce, în 1910, a realizat lucrarea Rugăciune ca parte componentă a monumentului funerar aparținând buzoianului Petre Stănescu, Brâncuș s-a îndrăgostit de ea și a refuzat să o înstrăineze. La mormântul buzoianului din cimitirul Dumbrava a ajuns totuși o copie autorizată din bronz în anul 1974. Copia a fost furată de două ori, nemai cunoscându-se nimic despre soarta ei. Ca un semn de prețuire față de adevăratele valori, a fost realizată o nouă copie a sculpturii care va ocupa locul care i-a fost destinat în cimitirul Dumbrava. Printre alte proiecte care le face Rotary, ne-am gândit că ar fi bine de reînnoit statueta lui Brâncuș, care a fost luată din cimitir, și proiectul a ieșit la suprafață cu ajutorul câțiva oameni care au participat și s-a strâns bani de la bal, de toate, și cu puțin greutăți s-a ajuns să avem statueta. Pentru a putea fi admirată în voie de cât mai mulți buzoieni, lucrarea a fost expusă în Palatul Comunal o vreme, apoi a stat alături de un steag dacic la Congresul Internațional de Dacologie în Sala Mare a Consiliului Județean. Avem intenția să o luăm și la Carrefour și la câteva licee din Buzău, pentru a arăta arta, cum să spunem, mai bine, hai să luăm arta, să o ducem și acasă, să o vadă și copiii și alți oameni, că dacă o să o montăm după aceea în cimitir, cine știe cine va fi văzută. Deși nu este la fel de valoroasă ca precedenta copie, care fusese evaluată la 150.000 de euro, se vor lua măsuri speciale de protecție pentru ca furtul să nu se mai repete. Va fi păzită, să vă pune camere de luat vederi. Bineînțeles că primăria ne-a promis lucrul ăsta și știu că ei se țin de cuvânt. Așa că sper că în Buzău nostru va fi o artă care este a lui Brâncuș și tare ne-am dorit să mai facem și alte proiecte de ale lui. Se preconizează că Rugăciunea va ajunge în cimitirul Dumbrava încă din această toamnă și va veghea la mormântul celui pentru care a fost concepută de marele sculptor universal, românul Constantin Brâncuș.